Bună ziua Suceava, bună ziua Suceveni, ne reauzim la pupitrul emisiunii Omul de lângă tine, Radio AS, Suceava într-o zi de toamnă, într-o zi adevărată de toamnă, a fost și ploaie, este și puțin soare, dar recoltele la noi aici în Suceava au fost recolte frumoase, bogate, a mai crescut boaba de struguri, mărul începe de a împârc și este bun, varza este bună, chiar frumoasă, vedem și la mirișăuți cu de toate. Cartofii, au început să facă și cartofii, mulțumim Dumnezeu, porumbul, oamenii sunt bucuroși și așa că nu putem decât să ne bucurăm, să spunem într-adevăr, toamna cea bogată de toate îndesulată. Și dacă e toate îndesulată, suntem noi îndesulați, pentru că astăzi avem onoarea să avem un invitat drag emisiunii noastre, drag sufletului nostru, un om care este aproape de Radio AS și chiar că este omul de lângă noi, mai ales că eu să spun pe aia bună că un om subiectiv, pentru că toți oamenii sunt subiectivi, fiind din Mălin, este un megiești de-al meu, primarul Comunei Cornuțe, domnul Gheorghe Front. Bine ați venit, domnule primar! Bine v-am găsit! Domnul primar, când vorbeam acum despre toamna cea bogată, toate îndesurate, dacă mă credeți, mă gândeam la inul de la Cornul Lungi, care nu mai este. Da, din păcate, sunt aproape 30 de ani de când vestita topitorii de in. Din comună Cornul Lungi, nu mai funcționează, dar acum în spațiile postei topitorii sunt foarte multe firme private și chiar unele de performanță care se lucrează pentru utilaje destinate fondului forestier și mă sună tocmai de la Timișoara și mă întreabă unde sunt aceste firme și suntem încântați, deci repară și chiar se confecționează utilaje de la zero. Mă bucur să lucru ăsta, domnul primar. Da. Este chiar o informație materie de, eu știu, de premieră, pentru că nu știam că, într-adevăr, mă gândeam numai se repară, dar dacă se realizează utilaje de la zero... Tractorile pentru pădure se fac la două firme în comuna Cornului de la zero. Doamne ajută! Mă bucur mult. Înseamnă că practic, nu, putem spune că nu totul este pierdut în România. Da. Bine, noi suntem nostalgici pentru că comuna și un special satul Cornului s-a dezvoltat datorită topitorii. Și a definit. Da, inclusiv echipa de fotbal se numea Fuiorul Cornuțe. Da. Și să spunem că persoanele vârstnice mănâncă pensia datorită topitoriei și pentru că am vorbit de persoane vârstnice, acum două zile, pe 1 octombrie, a fost ziua persoanelor vârstnice și dați-mi voie să spun la mulți ani la toți cei care au trecut de 60 de ani. Doamne ajută, asta, sănătate și tot ce... Inclusiv nouă. Inclusiv nouă. Domnul primar, suntem în septembrie, în octombrie, nu în septembrie. În octombrie, astăzi s-a deschis anul universitar, dar cred că și dacă ne gândim la învățământul gimnazial, învățământul liceal, nu cred că au început nici să pună note în catalog, în cataloge. Cum ați deschis anul școlar la Cornul Lungi, dat fiind faptul că slavă Domnului, aveți sate destule în spate și aveți automat și multe școlare, destul de multe școlare. Da, avem două școli cu personalitate juridică. Școala Băieșești, care are în subordine școala de la Brăiești, Băieșești și Dumbrava. Și școala Cornul Lungi, care are în subordine școala de la Cornulunci, Sasca Mare și Păiseni. Avem peste 800 de elevi. Avem de 2 ani de zile două grupe în plus la grădiniță. Anul ăsta încă 20 de elevi în plus. S-au mai întors tineri din diaspora. Și suntem încântați pentru că am semnat contractele acum o lună de zile pentru creșterea eficienței energetice la școlile din Băieșești și Brăiești. Mai avem școala din Păiseni, care
este făcută în timpul primului război mondial, au tot fost cârpite sau peticite și nu mai avem ce face, deci trebuie dărâmată și făcută din nou. Avem proiectul depus, sperăm cât de curând să primim aprobările și finanțarea. Avem rezultate bune, cel puțin școala din Băiești. Băișești este întotdeauna în locul 8, locul 11 pe județ la rezultatele, la examene, la intrarea în licee. Și nu numai, avem copii foarte talentați. Acum 2 ani de zile, marele premiu de la Nicolae Labeș, care este festivalul cel mai puternic din România pentru poezie. De poezie, a fost câștigat de o fată din Brăiești și care a făcut liceul la Petru Vradeș. Avem fata care știți, Ciotină, care a fost șeful de promoție la Academia Forțelor Aeriene ale Armatei Române. Deci avem cu cine mândri. Din păcate, avem și un lucru rău. Deci, la școala din Cornulucii s-a făcut culoar și a ajuns director. Acum a sudat examenul, a luat cu nota 7-7. Nu știu cât. O doamnă care anul trecut era educatoare, fără examen a ajuns învățătoare, fără examen a ajuns profesoară de limba literatură română. A făcut o facultate de asta la Casa de Cultură și sunt promovați pe linie politică și sunt foarte supărat și eu nu pot să colaborez cu asemenea oameni. O să fac și o notă scrisă inspectoratului, pentru că nu este posibil să-ți bați joc de o școală, că să știți, acolo unde școala nu are rezultate, ea din interior se dărâmă. Și nu-i vina copilului. Nu-i vina copilului și nici a noastră comunități, care eu cel puțin ca primar în ăștia 10 ani, peste 60% din bugetul primăriei l-am dat la școală. Cu adevărat, mai sunt și niște lucruri. Acum 2 săptămâni, eu am fost la București, am fost toți liderii primarilor din țară și am cerut mărirea salariilor la personalul auxiliar de la școli și a salariaților de la primării. Nu este adevărat ce transmit prin mass media că, vai de mine, au mărit la primar. Noi n-am cerut lucrul ăsta, noi am cerut. Da. Deci eu am 20 de salariați care au 20, 21, 22 de milioane de lei vechi. De mii, deci, de 2100, 2200 la școli, puțin, sunt mai mici, sunt 1700, 1800, maxim 1900, un om de servicii, un om care, eu știu, fochis și așa mai departe. Nu se poate așa ceva, da? Deci mă deranjează, primarul este unul, dar de exemplu la primărie am 41 de angajați, din care avem 7 la salubrizare, avem 3 la situații de urgență și noi întotdeauna suntem primii în zonă la prezență, la intervenții, la intervenții, da. Bine, datorită configurației reliefului, să spunem suntem așa. Suntem în mijloc, între comune acolo, da, între toți. Și când vine sfârșitul lunii și când mă uit, când semnez acolo și văd la oameni aia că au 2000 de lei, 2100, nu este normal. Și să știți că... Așa a trimis copiii la școală, are și el familie, plătești facturi la curent? Da. În străinătate, 38% din cei angajați sunt în sectorul bugetar. La noi sunt 18%. Toți oamenii acum vin și vor să fie serviți ca în Europa. Pe ca să fie servit ca în Europa, trebuie să fim și noi 38%, trebuie și noi să fim plătiți ca în Europa. Dar noi n-am cerut lucrul ăsta.
am cerut, păi, uite, tot 18% dar dăm și mie acolo cât de cât, mai ales acum când s-a scumpit curentul electric de la 400% în sus. Da, da. Da? Și, deci asta este nemulțumirea, că sunt salariile foarte mici la oamenii care muncesc foarte mult și la școli și la primărie. Și lucrează copilul, care copilul faptul, e viitorul de mâine. Faptul că se promovează, deci nu e începutul la cornul lungi, să știți, și nici sfârșitul, da? Deci se promovează persoane care nu au, ca să spunem așa, pregătirea, însușirile. Asta ce să spun, doar țineți minte foarte bine că a fost dat mass media, toată mass media o huiz când de la, nu știu ce, Chelneris la Moldovița au fost numit director la APE la Vaslui. Da, no? Da. Deci nu este frumos. Eu vă spun cinstit, am avut cei doi directori, unul era PSD și unul penerist. Și vreau să vă spun că eu am colaborat foarte bine și chiar l-am apărat pe cel penelist. Deci era un profesionist? Totdeauna și chiar sunt foarte mândru de rezultate. De ara. Nu m-am băgat în anumite lucruri, deci eu le-am asigurat tot ce este din punct de vedere al comunității. Și acum, șoferul de pe autobuz, știți că în comuna Cornulucii a fost prima comună din județ care a cumpărat un autobuz de 75 de locuri, pentru că noi avem 9 sate și avem peste 200 de elevi care fac naveta, 200 de elevi împărțit la 16, o să vedeți că este 13 curse. 13 curse însemna ca primii copii să trezească la 5:30, la 6:20 trebuia prima cursă. Așa, cu autobuzul îi luam pe toți. Și șoferul a venit și a dat demisia acum o lună și ceva. Mi-a spus, eu cu salariul ăsta nu mai pot rezista. Și plus, când știu cine vine director și din ce familie să trage, eu plec în străinătate. Până așa a plecat. Acum m-am dus la București, am obținut aprobările necesare ca să putem să angajăm, că știți, acum este interzis angajarea. Păi și merge autobuz singur. Singur. Da, și uitați, avem unele probleme, tocmai din cauza la unii care nu înțeleg că politica trebuie făcută în interesul anglos și în interesul țării și nu în interesul unui partid. Știți cum asta e birocrația, domnule primar? Și dacă este să vorbim pe aia bună, asta înseamnă că deja mai vorbim noi despre decentralizare, vorbim despre să iei decizii la nivel local, că știi efectiv cu ce te confrunți. Dă-mi așa un cadru general în care eu să mă încadrez, nu e din limitele astea, dar în rest, lasă-mi să fac eu politica personal singur, care eu știu ce am nevoie. Deci, eu vă pot spune că Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsiatrică Sasca Mică, care cu cinste l-am condus 12 ani și același lucru, a venit un control comandat politic și acum vă rog frumos să mergeți să vedeți că se pune lacătul pe poartă ca la închisoare și fac foame și tot așa au venit două doamne specialiști făcute la Apus de Soare. Știți că este o trilogie Apus de Soare. Întâmplarea face că este scrisă de Barbu Ștefănescu de la Francia, în sat vecin unde m-am născut eu. În primul război mondial, când s-a retras toată conducerea la Iași, Barbu Ștefănescu de la Francia a venit în satul Lungani, din județul Iași, la fratele lui. Era bolnav, o mai stat acolo 3 ani de zile, de fapt acolo și a fost mormântat, murit. Și a scris Apus de Soare și eu întotdeauna îi întreb unde e făcut școala, la Casa de Cultură, la Apus de Soare. Păcat, adică dacă o ajunge țara să fie conduși de oameni din ăștia, să știți că ne merităm soarta. Vorbeam de curând cu niște părinți. Azi am vorbit cu un părinte și cu un părinte, nu părinte 1, părinte 2, cu un tată. Și în altă zi cu un alt tată care, unul acum îmi spunea că are fata, este la doctorat în Anglia, începe acum.
a făcut facultate, a avut master în Anglia și acum i-a acceptat să meargă în continuare. Și altul spunea că are în Elveția copilul. Și îmi spunea, acolo dacă copilul nu este bun, poți fi copilul în Moș Crăciun? Ergolo, îl ia profesorul dacă merită. Dacă nu merită, tu te frate acasă, te ocupi de altceva. Te ocupi de altceva. Pentru că ați vorbit de Părinte 1, Părinte 2. 1, 2 și cei care la mă bucur să s-o mai trezit alți oameni din lume să mai vadă. Useriști ăștia care au apărut așa de nicăieri. Ei nu au făcut mama lor. Nu, dar tu n-ați stăți ne-au făcut nou la sate. Bazinul lor electoral sunt marile orașe și diaspora. Și ca să... Nu prostii mi-am lăsat. Dar... Să mă ierte cei care am spus în ghilimele. Am spus în ghilimele. Dumneavoastră mergeți la piață și încercați să-l păcăliți pe un om de la țară. Niciodată. Nu-l păcălești. Nu. Deci de la unul și unul muncit, da. Muncit, da. Cu palmele, da. Știe exact valoarea la fiecare produs. Munca lui, da. Cât a fost la guvernare cu PNL-ul, a dat două legi care ne-au condamnat la subdezvoltare satele din România. Da, să se duci, domnule. Eu m-am luptat întotdeauna și noi, toți primarii de la sate, vrem o singură Românie, nu două Românii. Adică România de la oraș și România de la țară. România educată și România needucată. Vrem și noi la țară să avem condițiile minime de la oraș. Nu am zis condiții maxime, minime. Să avem și noi apă, să avem noi canal, să avem și noi asfalt, să avem și noi o școală bună, să avem și noi, da. Eu știu, transportul asigurat și așa mai departe. Ce au făcut domnii? Au dat o lege că nu mai ai voie să torni asfalt dacă nu ai apă și canal. Și nu că am dat una pe noi. Acum au pus un preț de cost la apă și canal. Apa și canal doar poți să le sapi în afara acostamentului. Da, eu am lăsat întotdeauna și aici este o problemă. Deci prevezi dinainte, mi-am lăsat măcar jumătate de metru de o parte și de alta. Ca să poți să sunt traversări să fac acum că sunt utilaje. Absolut. Dar mi-au pus un preț de cost la apă și la canal. Și vreau să vă spun că la mine în comună o trebuie să debranșez de la, să decuplez de pe proiect două sate, satul Sasca Mică și cu satul Dumbrava, care sunt sate mai mici, pentru că valoarea la toată lucrarea de la Sasca Nouă până la Sasca Mică, raportată la numărul de locuitori, depășea acel preț de cost. La fel de la Cornul Lungi la Dumbrava. Și în felul ăsta i-am condamnat pe cei de la țară. Știți de ce, domnul primar? Vă spun eu așa, ca să sunt toți în formă de glumă. Ei cred că au citit mult Moromete. Și știți cum spunea Ilie Moromete? Dacă ai bani în buzunar, ți-i foame. Dacă n-ai bani, nu, dacă ai bani, mănânci. Și dacă da. N-ai bani, nu mănânci. Nu ți-e foame, da. La fel și din coace. Păi, ăla la Dumbrava și la Sasca Mică nu-i sete. Bă, bea apă. Dar mai am o problemă. Vedeți, oamenii întotdeauna cel mai ușor e să arăte cu degetul spre primar. Deci, fiecare primar își face, nu el, cu toată echipa, cu consilierii, o strategie. Eu am 9 sate, este o comună mare. Și... de exemplu, zona și în casa Sasca Mare Păiseni, am mers pe situații de urgență. Acum, fiind zonă de munte, apa, când vin ploile și vine apa și distruge, deci este perfect. Am venit cu acel loc drept și ce am făcut? Am mers pe fondul de dezvoltare și investiții. Am mers și în prima zi când a venit la guvernare domnul Orban, mi-a luat banii la toți. Și aveam 20 de kilometri de asfalt, începând de la Măzănăiești până la Brăiești, 12 ulițe din Brăiești, 12 din Băișești, 4 în Cornul Lungii, toată Dumbrava, de la Băișești la Dumbrava, de la Dumbrava la Brădățăr, 2 ulițe pe Sasca Nouă și 3 pe Sasca Mică. Și acum, în general, cei din Sasca Mică, na, domnul primar, n-ai vrut să ne torni asfalt. Eu nu întotdeauna pot să răspund la oameni, pentru că politicienii ăștia de sus nu întotdeauna sunt corecți. Îți fac tot felul de necazuri, tot felul de neplăceri. Dar
Da, nici nu pot la nesfârșit să nu le spun la oameni adevărul. Uitați cine mi-a luat banii, nu? Care ați votat cu ei. Să nu mai votați a doua oară. Da, eu am să găsesc soluții în așa fel încât în toate satele să facă. Eu le-am, adică când am început acum 10 ani, am început cu Sasca Mică, dar erau niște drumuri acolo, nici nu vă puteți închipui, parcă erau bombardate, cum era în Kosovo. Și am făcut drumul spre Baia, și am făcut drumul spre Sasca Nouă, spre Cornul Lungi, și am făcut legătura din Mahalaua Băi și până la Lămășeni. Normal, o mai rămas trei ulis. Na, el într-un fel are dreptatea lui, vei, domn primar, de ce la așa și la așa. Deci, băi, oameni, nu înțeleg cum sunt proiectele. Le-am explicat întotdeauna, nu vă mai luați după televiziune, că dacă s-ar spune adevărul, ce bine ar fi. Deci, să vă spun dumneavoastră cum e. Exact cum este un tort și să taie felii, așa e și la proiecte. Fiecare feliuță, de exemplu, o feliuță înseamnă școli, o altă feliuță înseamnă drumuri, o altă feliuță, apă, canal și așa mai departe. La fiecare feliuță, 3800 de primari din România participă ca la licitații, care are punctajul mai mare și care are câștigă. Și care are bilet și a ajuns primul acolo lângă feliuță, primește. Da. Ca să înțeleagă, nu mă, să prezintă mereu la televizor că noi suntem incapabili. Nu, domnul general, eu vă spun dumneavoastră că în acum ce am semnat contracte și mai am, deci că noi permanent lucrăm la proiecte, valoarea este de ce strângem noi de la populație în 300 de ani. 300 de ani. Da. Deci gândiți-vă și dumneavoastră că s-au muncit și dumneavoastră, acolo unde ați lucrat, ați trecut și prin clipi frumoase și prin clipi grele, dar dacă superiorii dumneavoastră sau chiar și cei de jos, să spunem așa, v-au dat un cuvânt din bărbătare, v-au dat un cuvânt frumos, v-au motivat și ați mers mai departe și lucrurile alea, ca să spunem, negativi s-au transformat în pozitivi. Ei, așa e și dincoace. Eu sunt unul singur, am aproape 8.000 de oameni. Eu nu pot să fiu un 8.000 de locuri, niciodată. Credeți-mă, plec săptămâna la București, două nopți nu le dorm. Nu este ușor, am și eu o vârstă. Mă duc, de exemplu, acum când cu curentul electric. Deci, eu pe 31 decembrie, în loc să era în ajun, primi urători, cine? Eu i-am urat pe ăștia de la Ion, apoi ce urături le-am tras, nu le pot reproduce aici, când îmi mărise de 400% curentul electric. Am reușit, am încheiat cu Enel și am făcut economie de 1 miliard. Credeți-mă ce strâng de la populație pe un an de zile. Și un trimestru de celălalt an ca să plătim numai iluminatul. Comuna Cornul Lungi este atât de tranzitată. Noi noaptea n-am avut accidente de 10 ani de când sunt eu primar. Am pus iluminat din nou orașele. Și m-am luptat atât de mult și acum trebuie să întrerup iluminatul. Venind de la București, mai bine de 60% din localități, să beznă. Da, este atât de urât, sinistru să treci prin localitățile alea. Și am zis, domnule, am să mă lupt, să fac tot ce este posibil și iluminatul. Ce nu am soluții? Și am găsit imediat soluția și Dumnezeu ne-a ajutat. Avem 80 de hectare de pășune pe zona de munte care crește vegetație forestieră. Tot felul de spini, de boschezi. De, și cu expunere sudică? Cam 50, oricum nu putem mai mult de 50 de hectare să facem pe proiect. Sunt pic costurile că trebuie 10% să punem noi și sunt bani, dar se merită. Mi-am făcut imediat calculele, deci de pe un hectar de panouri fotovoltaice să facem 1,2 MW pe oră. Asta înseamnă 75 de MW pe oră.
hai să spunem o medie de 10 ore, știți? Da. Și iaca să 750. Hai să spunem 700 de megawatt pe zi, ori 365 de zile, noi băgăm în sistem, nu putem stoca iluminatul, îl avem de la fiecare transformator, da. Știți, legăturile. Da. Da. Pe atunci era mai bine. Da. Da, acum trebuie să fim furnizori. Ca să fim furnizori, de, avem de umblat, de obținut tot felul de avizii, de licențe. Dar vom pune pe toate instituțiile. Asta înseamnă școli, dispensare, săl de sport, cămine, primărie, peste tot vom pune panouri în așa fel încât să asigurăm și încălzire și absolut totul gratis la toate instituțiile. Și aia, în țară sunt 4 experți ANRE. Dumnezeu ne-a ajutat și am ajuns la un expert care el trebuie să-ți facă altfel de ceaba. Deci dacă da, nu ai expertiza da, care da, trebuie, da. Nu. Și sperăm să facem acest proiect, să-l ducem până la sfârșit și atunci chiar este o mândrie că vom putea să chiar nu mai trebuie să cumpărăm nici lemne și nici gaz, că în 2 sau 3 ani de zile vom avea gaz metan în comun. Domn primar, poate mai detaliați puțin cum v-ați gândit sau de ideea, cum a venit și nu sunt eu al consilierului. Dar poate mai auzi și alți primari, nu, și au venit la toți. Da, auzit, au venit, m-au întrebat, na, unii chiar m-au rugat, deocamdată proiectantul care lucrează mi-a spus, este o lucrare foarte grea și nu pot să-mi asum să iau prea multe, că da. Este foarte greu. Dar na, este o idee, probabil că și cei care conduc România o să vadă situația asta și trebuie să facă ceva, pentru că este foarte greu. Și pot pune toate blocurile astea, numai panouri să pui și măcar dar, scoți iluminatul bunului, nu plătești. Dumneavoastră gândiți-vă la tot ce înseamnă producție în România. Da. Acolo sunt problemele cele mai mari. Și mai primăriile. Deci, ca să dai toți banii care îi strângi de la populație, să-i dai numai pentru iluminat, gândiți-vă câte probleme avem noi. Nu, primar, eu când dumneavoastră spuneți lucrul ăsta, dați toți banii pentru iluminat, nu mă gândesc decât la ce spunea acum, chiar așa seară la televizor, se vorbea și am un laps acum care spunea, dar era pe un post central de televiziune, spunea de genul următor, domnule, ce? Astea și centrala la Cernavodă și hidrocentrală și toate astea le-au făcut înaintași noștri, părinții, bunicii noștri, deci românii le-au făcut și acum le exploatează străine și noi în naivitatea noastră a românilor luăm și le umflăm buzunarele la străini și le umflăm bine, domnule. Deci, cum să vă spun, dumneavoastră? Cineva a greșit, adică cel puțin ministrul energiei de departe este vinovatul numărul 1. Degeaba mai dau vina ca ANRE-ul. ANRE-ul îi se creează un cadru legislativ și el trebuie să joace între niște javane. Absolut. O vorbească așa. Deci acolo s-o liberalizarea și tot ce au făcut doar în perioada cât a fost PNL-ul și cu USR-ul la guvernare. Ce bai voi și aduceți aminte când ce politică era pe televizor, promovare, o să liberalizeze ca să scadă prețul. Niciun moment nu m-am gândit că o să scadă prețul. Când o mai scăzut prețul de 30 de ani încoace? Când s-o liberalizează? Da, eu mă uit... Exact cum mă zvați, mă rog, că vă întreb și nu vă mai întreb. Exact cum spune poezia aia. Vai de biet român săracul, înapoi tot de caracul. Exact așa pățește românul acum. Românul plătește curentul cel mai scump, românul plătește gazul, care avem gaz, bubuind de gaz de sus. Mai ceva decât este acum în Marea Nordului. Vă rog, nu vă mai întreb. Da,
Eu l-am urât pe Ceaușescu. Eram student, stăteam în frig, stăteam în întuneric și l-am urât. Dar acum, când stau și analizez ce-a făcut el și ce fac alții... Cumplit datoriile. Da. Dar nu numai. Deci, e o diferență mare. Niciodată, deci eu să n-aud de rus sau să aud de socialist, deci nu l-am iubit și nu comunism, nu l-am înghițit niciodată. Dar nici nu-mi convine când cineva care el este plătit ca să mă apere pe mine, mă vindică Iuda pe Hristos. Da? Și culmea că cu ăștia nu se întâmplă nimic, doamne. Tot na, pe noi ne-a, ăștia de jos. Da? Nu se poate așa ceva. Unde este, ca să zică, doamne, o decizie asta politică care a luat-o este o decizie proastă? Când vezi că ce consecințe produce? Nu, general. Haideți să o luăm, dar este legea, Constituția României, care este valabilă de sus în jos la toată lumea. Deci eu, ca primar, nu am voie să înstrăinez un lucru al comunii fără să am hotărârea Consiliului Local două treimi. Așa și domnii guvernanți n-au voie să înstrăineze sau să facă ceva ce nu trebuie fără două treimi din Parlament. Și atunci o să vedeți și dumneavoastră că este o barieră. Da? Și ea așa trebuie aplicată peste tot. Nu numai pentru noi. Sunt țări unde, ca să faci o înstrăinare strategică de genul ăsta, face referendum. Și vezi, e de acord. Populația. Da, cum e în Elveția să facă referendumul pentru orice problemă. Elveția, Irlanda. Să vezi, doamne, este populația de acord. Astea sunt bune strategii. Ieși și vinzi tot ceea ce e strategic al tău. Stai cu mâna întinsă la altul să-ți dea cu porția. Revin la centru Sască. Da? Domnul general, aveam 178 de porci anual. Aveam 16 vaci, 36 de capre, sute de păsări, sute de iepuri. Doi cai cu care făceam echitații, mă rog, erau și la muncă și terapia cu ajutorul animalelor. Făceam jurnal de recoltare, peste 5 tone de carne anual. Aveam 60 de hectare de teren în arendă, 7 tractoare și toată gama de utilaje agricole aduse de mine. Eu puteam să-mi fac cu un ONG, jumătate din Sască era mea. Am fost un om cinstit și i-am iubit pe... persoanele cu nevoi speciale de acolo și am făcut o seră și 5 solare, puneam 200 de tone de zarzavaturi pe iarnă la cămară, ca să zic așa. Și acum nu au o mână de pătrunjel, cresc buruienele. Da? E pe trend, acum să iei pătrunjelul la chioșc. Și au venit, domnule, o șef acolo, care în primul rând nu este specialist în asistența socială pe persoane adulte. Este o diferență între să fii specialist pentru asistența socială la copii și, ca să mă înțelegeți, e o vargă tânără, da? Și un doi, cum vrei. E o vargă bătrână și încerc să o doi să rupe, da? Fiecare dintre noi am avut părinți sau unii mai avem. Eu mai am tata. Mulțumesc. Un bătrân mănâncă puțin și bun. Da. Da? Și tehnit. Da. Deci, unul care este în putere vrea mâncare cât mai multă. Da. Unul care este tânăr altfel. Deci nu se deosebire, cum spune, este o mare deosebire între protecția copilului și protecția adultului. Au venit politici, au făcut ce au făcut acolo și au nenorocit cel mai bun centru din România. Acum 3 săptămâni am avut musafiri din Germania, au plecat plângând. Cei care au pus umărul la riga acela? Da. Au plecat plângând pentru că cât au muncit și ce lucruri s-au făcut și ce au ajuns acum. Da? Se plâng
persoanele cu dizabilități de acolo, să plâng salariații. Mulți au datorii prin bănci, au copii la școli, au necazuri, stă omul cu capul plecat, știți, bă, îmi păstrez bucata de pâine. Au făcut un proiect, noroc că Bucureștiul l-a respins, și muta în niște școli de-astea părăsite, prin Horonicieni, Moara, Adâncata, niște lucruri de-astea. Păi ce poți să faci dintr-o clădire veche, care nici școală nu a putut să fie? Gândiți-vă dumneavoastră, nu? Așa. Și asta se întâmplă în țara noastră și mă doare sufletul când văd că vin unii politicieni și nu apreciază pe ăla care a muncit și apreciază cozile astea de topor care vin și distrug. Dacă spune am înțeles, trăiți am înțeles. Nu? Păi eu am o școală ca un bibelou. Vineau și de la universitate să vadă. Deci am fost prima școală din județ care am avut table interactive. Da? Au venit de la licee, au venit de la școală, au rămas cu gura căscată de la oraș și spune, cum a dumneavoastră putut dumneavoastră? Eu mă duc la fiecare cer pedagogic cu eșapa cu tricolorul. Și la un cer de matematică se ridică la urmă, la tras concluzii, se ridică un profesor și spune, dragi colegi, eu mai am o lună și ies la pensie. Dar e prima dată când văd un primar cu tricolor la școală. Domn primar, două lucruri vreau să vă ridic și să vă spun pe tema asta. Dar ați văzut una, roaia cu tricolorul și a doua, roaia cu bio. Dar azi îl luăm pe rând cu tricolorul. Nu vedeți dumneavoastră că acum dacă vorbești despre patriotism, dacă vorbești despre nația ta, dacă vorbești despre femeia de lângă tine, despre o fată frumoasă, vorbești despre ea, ești extremist. Ești, dar dacă vorbești despre, eu știu să era să spun, băi, ești pe trend atunci. Ești pe trend, dacă porți umbrelă curcubeu, ești pe trend. Ești ok? Băi, fratele meu, stai răcuță, frate, ești exact ca acela. Te primesc în casa mea și după ce mă scos afară din casă. Când spuneți despre Iuda, a fost un Iuda, dar acum îți spui toate drumurile Iuda. Uitați-vă dumneavoastră, cum te fac, eu vorbesc ca un om care am crescut la țară și am trăit din pământ, la noi, la Mărin, a fost colectiv. Nu știam despre agricultură bio. Nu știam ce bio era. Păi luai gunoiul din graj, îl duceai pe pământ, de acolo creștea iarbă, cartofi și tot ce. Și aia mâncai. După aceea am zis, domnule, da, trebuie să schema bio. Acum ăștia vorbesc, domnule, să fie bio. De unde bio dacă nu mai ai o vacă, nu mai ai o coadă de vacă? De unde bio? Nu te forțează pui îngrășământe chimice care sunt cu toate chimicalele? De unde bio? Noi acum... Nu vedeți și pe olandez, o ieși aia în stradă că, domnule, nu mai ai voi vacă, strică. Alea, eu și le fac gaze, strică pătura de ozon. Prostii! Auziți, specialiști de ăștia făcuți la apus de soare, cum spune eu, seara, care, uite așa, să spuneam, să nu mănânci grăsimi, să nu mănânci slănină, să nu mănânci... Gândaci! Da. Păi, doamne, de 2000 de ani, nu? Ce-au mâncat strămoșii noștri? Domn primar, de ce? Hai să, ca să vorbim așa, în interactiv. Știți cum? Dumneavoastră ați fost director la spital, acolo la neuropsihici. Și dacă mai de mult venea să anepidul la dumneavoastră că zicea când dați pe dos, pe jos vă pedepsea, sancțiune. De acum, dacă o să gândească un gândat pe jos, le ia și pune marfurie. Băi, ești pe val. Deci, de câte ori aveam musafir, întotdeauna îi puneam la masă. Oamenii spuneau, domnule, noi nu mâncăm din... Nu, porci. Nu. E făcut din munca noastră, da? Și din sudoarea frunții noastre. Da. Cum puneam lingura? Dar ce ați spus aici, domnule? Dar de unde? Noi aveam 10 lei sau cât era pe... Da. Mă, cum da. Să dă acum aici 16 lei. Da. 16 lei pe zi, da? Pe o normă modică. Da. Mâncare pe 3 mese. Dar dacă aveam ouă, aveam lapte, aveam smântână, aveam absolut tot ce trebuie, plus carnea noastră, plus
cartofii noștri, plus zarzavatului nostru, ieșau o mâncare, deci la restaurante nu erau. M-au chemat, să știți, la un restaurant cu televiziune, la De Bun Gust, și am făcut mâncare și am venit cu un coș de ăla făcut din papură de la bunica. Da. Și am pus tot ce este din grădină și borcane. Am învățat pe de rost, știu rețetele pe de rost, ca orice gospodină. Ce puneam la sasca și am venit cu borcanele alea și la urmă să vă spun că m-au sunat de la restaurante. Cum ai făcut rețeta aia? Cum ai făcut cealaltă? Așa, zic, uite, ia, veniți să vedeți. Noi, acasă la mine, deci am mama, soacră foarte bună, gospodină, nevastă la fel, iar băiatul e profesor. Și tot ce este din grădină mai cumpărăm, ca să spunem așa, capia, orezul, mă refer la legume. Astea mai cumpărăm, cum sunt calbuzii, pepeni, care îi luăm. Nu crezi la noi. Dar în rest ce avem așa, le avem de la noi din curte și de primăvara și până toamna am cămara plină cu de toate și este foarte ușor de făcut mâncare. Așa acolo, 200 de tone, gândiți-vă dumneavoastră, ca la armată. Domnule primar, noi dacă suntem să ne judecăm drept, vorbeam mai devreme despre îmbucățeșe o coadă de vacă pe uliță, nu s-o dorit. S-o dorit ca să transforme populația asta într-o gloată de consumatori. Și acum cu scumpirea curentului, se poate prețui cum vor. Și dacă vrei ou, te duci și ou de acolo, pentru că ou e sperma care e așa, vrei să-i dai la copil niște iaurt, nu mănâncă laptea din ou. Nu mănâncă care, să spun, n-aș vrea să dau nume, care este, dar este de la o multinacională, dacă vrea, nu știu ce, tot Coca-Cola, lapte de vacă. Nu mai este bun. Când auzi o doctoriță era, nu dați lapte de vacă la copii, laptele pentru puii vace. Și mâneam, băi, puii vace, puiul mămuca ta, care lumea asta au crescut cu vaci, când o domesticit oamenii, animalele, domesticit vaca ca să mânce lapte. Când bugea mama sau tata vaca, noi atunci luam câte o cană din găleată. Dar când și bun era. Când se însurau la țară un băiat și o fată, fata venea cu zestre, cu vacă, pentru că era hrană în casă, băiatul venea cu cal și căruță, că era munca care se făcea la câmp. Și trăiau, făceau gospodării și au crescut oameni. Acum ei spui că laptele de vacă pentru puiul vace, se mănânce Coca-Cola, se bea Coca-Cola. Și beau săraci copii. Beau, nu le mai place laptele de vacă. Noi avem un vecin care are vacă și permanent de suntem abonați și dacă nu îl fierbim, îl punem la prins, este o diferență mare între una și alta. Între una ce și Dumnezeu? Ce Dumnezeu? Da. Domnule primar, să venim în niște termeni mai românești, să zic așa, pentru că adus poate și cei care ne ascultă sau vor să ne asculte și vor să ne vadă, să-mi ierte ieșirile astea. Eu o spun că sunt foarte mâhnit când văd că nu mai ținem la noi, la români. Este exact ca și cum eu aș lua și aș pune în față pe vecinul de la bloc și nu țin întâi la copilul meu. Băi, și Cartea Sfântă spune, dă întâi la copilul tău, după aceea ai surplus, dai în altă parte. La fel și tu, băi, nu ții tu la român? Dacă tu ești, și vorbim în Constituție, toate cele, băi, fă trai la român, străiască bine românul, surplusul dau la alții. Dar revenim la ale noastre. Sunteți un om care, și ca om, și ca primar, ați apreciat și apreciați înaintași. Și când zic lucrul ăsta, domnule primar, mă gândesc că la două mari lucrări de anvergură, una mai frumoasă decât alta, mă gândesc la Păiseni și la Cornulunce, unde la Cornulunce aveți efectiv un, un,
un ansamblu monumental de cinstire a eroilor și la Cornulunci aveți, la Păiseni aveți acel monument dedicat eroului Grosaru. Spuneți-ne ceva vis-a-vis de cinstirea eroilor la Cornulunci, pentru că numai luna aceasta se celebrează Ziua Armatei, 25 octombrie. Deci noi pe data de 11 noiembrie vom sărbători Ziua Veteranului. Sunt anumite sărbători când fiecare, de operații. Da, fiecare stă la unitatea lui, de exemplu, acum Ziua Armatei, nu, nimeni nu se deplasează decât local. Sărbătoresc în toate orașele, în toate, eu știu, locurile unde s-au dat lupte și așa mai departe. Dar noi avem de 3 ori pe an, când vin absolut toți camarazii eroului de la Păiseni, vin de la Timișoara, vin de la Iași, București, din toate locurile, plus cei locali, știți și dumneavoastră, Asociația Cultul Eroilor, cu care noi colaborăm foarte frumos. Și, nu știu eu dacă în țara românească mai există o asociație atât de performantă, ca să zic, cu acțiuni foarte frumoase, plus că participăm, cum au fost și acum la eroul Doi Crăniceni de la Fălticeni, la școala de subofițeri, pentru că simpozionul care a fost acolo. Noi suntem foarte atașați și am colaborat foarte bine și întotdeauna școala de subofițeri, liceul militar, batalionul de la Dragoș Vodă, de Vânător de Munte, de la Batra Dornei, radiolocația de la Dumbrăveni, comisariatul și așa mai departe. Noi colaborăm foarte bine și cu adevărat ne cinstim eroi. Chiar televiziunile vin mai mult la Cornulunci, la Păiseni, decât în oraș. Apoi eu câteodată îmi întreb, dar de ce veniți la noi și nu vă duceți la Suceava, la așa? Și domn primar, aici cine plânge, plânge adevărat. Adică altfel simte. Și acum și dumneavoastră știți că întotdeauna temelia armatei românii a fost Săranu. Săranul ăla anonim, care nu știe nimeni numele și nici până muri pe ce stele. Eu de asta apreciez foarte mult chiar unele lucruri. Da, am făcut armată, dar să știți că anumite lucruri nu le-am înțeles la vremea respectivă și acum le-am înțeles. Deci să vină atâția generali la era sergent, da? Da. La eroul nostru, Ioan Grosaru, asta înseamnă un semn de respect. Sergent camarăresc. Care... Și el a făcut ceva care nu făcea nimeni. Deci el era deasupra la turelă, putea să iasă primul. Da. Dar era cel mai în vârstă, deci cel mai cop la minte. Da. Era singurul necăsătorit, ceilalți toți aveau copii. Și vă dați seama, el într-o fracțiune de secundă s-a gândit prima dată la camarazi și la copiii camarazilor. Și de aia vin an de an. Da. Da. An de an vin și... Ce să vă spun acum, i-am făcut cetățeni de onoare, toți bănățenii bucovineni și vin ca la ei acasă, ei așa spun. Și noi am venit acasă. Și, e un lucru frumos și de pe aștept. Întotdeauna seara sunt la mine, mă pun eu cu armata, dar știți că armata mă pune jos. Da, dar lăcrimile. Foarte frumos și sunt mândru că sunt prieteni. Acum eu vă spun dumneavoastră, avem cetățeni de onoare, 4 generali și nu orice general, 50 de colonei și așa mai departe. Și deci din punctul ăsta de vedere,
chiar că suntem un simbol, ca să spunem așa. Simțiți, practic, sentimentul patriotic și cam la adresă. Domnule primar, ca să continui puțin pe palierul ăsta de actualitate, tot văd în mass media, se spune că se va dezvolta, se vor realiza aceste lucrări pe autostrada A7 și mă bucur mult, când, mai ales când văd că, spuneți, pe firma asta românească din zona Vrancea câștigă și am speranțe că va ajunge undeva. Eu vreau să vă întreb, auzeam mai de mult, se vorbea în comuna acolo, pe teritoriul comunei Cornuce, avea să se facă, să dubleze, să facă ceva cu podul ăla care trece peste Moldova, că este un pod că dacă vine un camion, nu mai treci prin el nimic, nici câine nu mai încape în camion, cum este acolo. Se vorbea să mai, o să mai facă încă un pod alături, sau nu știu, da, mai aveți vreo veste, cu toate că nu e atributul dureasă. Deci acel pod este pe teritoriul comunei Cornuce. Podul este făcut de lucrători italieni, dar firma austriacă, comandat de rege. Are 100 de ani podul. 1912. Da. Are mai bine. Da, 110 ani. Domeniile Coroanei au fost așa. Ferma unde a fost o pitorie era ferma de vaci a domeniilor Coroanei. La Mălin toată pădurea și Slatina Găinești și se ajungea până la Borca. La Borca, de fapt, era centru, ca să da, spunem da. Așa. Și s-a mers pe această linie, deci era județul Baia, a fost și cândva s-a numit Suceava cu capitala la Pălticeni, unde Târgu Neamțu și Pașcanii erau în județul Baia sau Suceava, da, cum se numea. Da, da. Și era acest drum strategic, ca să spunem așa, care mergea din Pălticeni, Cornulunci, Mălin, surca sus prin Bălen și covora tocmai la Savasa, la Neamț, la Borca. Drumul a fost făcut atunci cu lopata. Nu avea utilajele de acum, dar noi dacă încercăm să-l facem, nu mai reușim să facem ce au făcut ei acum 100 de ani. E normal că nu mai putem, noi suntem acum mai deștept, domnule primar. Suntem că avem o tehnologie mai mare, dar cum a fost Transbăgărășanul, a făcut în 4 ani, dar erau mai proști ei atunci. Eu vreau să vă spun că a fost o lucrare foarte frumoasă. Mulți din italieni ce au rămas, da? Au rămas, mai ales prin Mălini, au rămas câțiva italieni și este vestită crucea italienilor ca simbol, exact cum e palma, unde tot acolo armata au muncit și sunt, adică e o lucrare foarte frumoasă. Eu acum 2 ani de zile am semnat actul ăsta pentru certificatul de urbanism ca să înceapă proiectarea. Acum 2 ani? Da. Acum, deci, podul aparține de drumurile județene. Dar la un termen de execuție? Încercat de urbanism? Eu altceva nu știu să vă spun, este în curtea Consiliului Județean. Da. Teren avem să punem la dispoziție, deci podul se, nou se va face în imediată apropiere de acest pod la vale. După ce se termine, el va fi numai pentru venit de la Mălin. Da. Și ăsta l-am să va repara acolo, pentru... Acolo venea, era rambleul de la Biuta, venea trenul mai demult. Da, pe partea de la vale. Da. Da. Deci avem spațiu suficient pentru ca să meargă pe două axe, să dubleze podul, mai ales că ar fi trebuit să termine licitația pentru drumul de la sus, de la Crucea Talienilor și până în Mălin. Da, s-a semnat, spunea președintele Tudor,
în ianuarie s-a semnat finanțarea, așa auzeam în ziar, așa au fost dat în ziar. Nu știu să vă spun așa, dar în orice caz acel drum se va face. Am zis că Neamțul mai au 8 km sau nu știu dacă... Eu auzeam că au ajuns până sus. Și am zis că tot aceeași firmă care a lucrat în Neamț o câștiga licitația și aici. Doamne, sunt niște probleme acum, să știți că și la noi. Deci toate proiectele care s-au făcut în anii trecuți, din nou s-au făcut devizele, s-au actualizat din punct de vedere economic. Da, au crescut prețurile foarte mult, au crescut prețurile. Eu am, de exemplu, o problemă cu căminul cultural de la Sasca Mare, câștigat de anul trecut, și acum prețurile sunt mai mari și deocamdată constructorul nu s-au făcut de treabă până nu... Ne-au luat 5 minute să mai... Dar să știți că podul, da, în ciuda celor care vorbesc neautorizați, da, că acum să știți dumneavoastră că dacă cauți un prost în România, nu găsești. Nu găsești, tot să-ți deștepți. Și își dau cu părerea toți care habar nu au. Deci podul ăla are pilonii băgați o pietre în pământ. Da? Și e făcut pe un sistem de vibrații, cum sunt făcute blocurile în Japonia. Eu am făcut în facultate vibrații, de asta știu despre ce e vorba. Deci el este făcut și vibrează, numai că pe vremea comunistă s-a făcut o prostie. Acolo era macadam. Și între acele plăci era un cornier gros și era un deget, maxim două, era un rost. Așa. Îi dădea voie să... Se mișca și se scurgea apa de acolo. Acum au pus asfalt și normal alea vibrează, cum spun, așa sunt făcute, deci este ceva normal. Și mai este. Și acolo se face ca un șanțuleț și toată lumea crede că se rupe podul. Dar nicio treabă. Și vezi la fel în capăt, la culea podului, deci culea este capătul podului, sunt niște platforme din fier. Și podul acolo, pe niște bile, se joacă acolo. Un pic alea pietonală nu a fost întreținut atât de bine. Acum văd cum un pic s-a reparat. Și vorba de fațadă, cam știți cum e rimelul pentru... El pentru o bandă ar face față, să fie pentru un sens. Dacă vine o mașină mai mare, dar noi acolo circulăm des și există o formă de respect între noi. Deci nu te obligă nimeni, dar când vine unul cu utilajul mare, îi dăm voie să pleacă, după aia trecem și noi. Spuneam că mai avem puțin și să abordăm și două aspecte, dacă dumneavoastră vreți. Primul aspect ar fi cum v-ați gândit să gestionați problema aceasta, criza energetică, ce la nivelul comunei. Și când spun lucrul ăsta, mă gândesc pentru cetățeni, nu știu cum să o spun, ca formă de protecție, dacă aveți vreo bază cumva în sensul acesta, sau cel puțin să luați în evidență oamenii, ca să nu ne trezim cu oameni în gheață în casă, doar dacă n-au ce să plăgească. Deci la oamenii care consumă sub 300, există o formă de protecție. Acum eu nu știu să vă spun cât poate să suporte guvernul, adică perioada. La mine în casă suntem pe 4 generații și stă mama soacră, stă noi, stau copiii și nepoțica. Și din păcate, indiferent cât am încercat trecem peste 300 și plătim integral. Dar cei care fac un pic de economie sunt sub 300 și atunci nu au așa mult. Dar vă pot spune că a fost la mine acum 2 sau 3 săptămâni o persoană care i-a venit factura 238 de milioane. Deci și, 23.800? Da. Și dar pe câți ani? Sunt în vârstă. Și au venit și l-au controlat contorul și spune că e bun. Dar nu este corect. Oamenii ăia nu au în casă, dacă s-o cotim, cât
dacă ar consuma 24 din 24 becurile, eu știu ce au în cază consumatorul, nici 1% din ce e acolo. Deci nu se poate, da, știți? Da. Așa, acum au făcut la protecția consumatorului, se fac și la NRE, eu le-am zis să dea și o judecată din cauza că te trezești că stai curentul electric. Dar te bagi în bucărie. Și culmea, acel om care este în vârstă, s-a apropiat de 80 de ani, este fratele unui scriitor din comuna Cornulucii, care a fost inspector pe limba română peste 30 de ani la Inspectoratul de Învățământ Județean, este vorba de Constantin Blanar. Un om care are scris, am impresia că are cărți. Două de cărți. Da, da, și școala din Cornulucii îi poartă numele. Și nenea Orest, fratele, noi îi purtăm un respect. Da, o venit la mine, l-am îndrumat, am ajutat cu personalul din primărie, cât de cât, ca să rezolvăm această problemă. Da, da, da. Și nu, cazul. Nu este exclus să se repete problema. Nu este exclus. Domnul primar, ce proiecte are primăria Cornulucii și primarul Gheorghe Fron în perioada următoare? Cred că avem în lucru 16 proiecte. Acum cu fotovoltaicele vine 17. Sunt unele care sunt la început, sunt unele care urmează să semnăm contractele, sunt unele proiecte care sunt pe final. De exemplu, avem apa pe șinca Sasca Mare Păiseni. Am avut două puțuri furate la 80 de metri sub Moldova. Și am dat peste un strat de nisip cu arțos. Acel nisip cu arțos este foarte fin și intră prin filtre și îmi strică pompele. Și până acum, noi stricat două rânduri de pompe și pompele sunt din Germania. Ca să știți și dumneavoastră, dar numai în probe. Da. Deci în probe și uitați, s-o amânat pentru că sunt și aici, nu? Până nu merge perfect. Am mai făcut acum încă un puț și am câștigat extindere, mai facem al patrulea puț, mai facem extindere, știți că n-am ajuns pe toate ulițele, pe la toate casele, și canalizare până la școala din Păiseni. Nu ne-a dat, pe jumătate din valoare cât era necesar. Dar vom avea stații de epurare și avem, ca să spunem, artera principală. Și după aceea, încetul cu încetul, extindere, pentru că eu înțeleg, unii nu înțeleg. Deci țara noastră are anumite venituri. Absolut. Și da. Eu vă pot spune că merg des la București, sunt proiecte depuse în valoare de bugetul Germaniei pe 3 ani. Deci nevoile sunt foarte mari, dar trebuie să ne raportăm la ceea ce producem noi, la ceea ce facem noi. La cât putem. Că toată lumea se uită la televizor și toți vor. Astea se muncesc. Deci proiectele sunt foarte grele. Dacă aveți prieteni care au firme private și au făcut un proiect, o să vă spună că nu mai fac niciodată. Sunt foarte grele. Să nu creadă cineva că să dau banii așa pe ochi frumoși. Și este multă muncă și trebuie să ai o echipă bună, și ca să ai o echipă bună trebuie să fie plătiți, nu trebuie să fie flămânzi. Păi ăla, om cu 2100, am un șofer la salubrizare și are 4 copii. 3 fete, toate sunt la școli și sunt demăritat. Și îți trimite la școli toți copiii, și da? Și îmi spune, tu în primar, nu mai fac față. Nu le ajunge nici orac. Să zic, stai, uite, eu personal m-am dus la București și până pe 1 ianuarie o să fie minim 3.000 de lei. Un primar,
un lider. Deci eu sunt vicepreședinte al primarului pe județul Suceava și președintele nostru nu a putut să meargă la ședință și am mers eu. Și un lider foarte bine pregătit. A făcut o comparație între salariile de la primărie și un muncitor de la construcție, care are minim 30 de milioane, da. 3.000 de lei. Și să știți dumneavoastră că un primar de categoria a treia, deci comuna, are 3.500. Și vicile are exact cât 3.000, muncitorul de la ar. Ei, și au început să facă comparații. La un moment dat, șeful nostru de partid a spus, stați un pic, domnul primar, nu faceți așa ceva. Este total greșit. Noi am mărit salariile la constructori pentru că aceste proiecte și banii care ne vin de la Uniunea Europeană nu mai avea ce să mai muncească. Da, și noi, din punct de vedere politic, am luat o decizie ca țara asta să se dezvolte. Mi-a plăcut foarte mult modul de gândire și răspunsul, da. Și oamenii trebuie să înțeleagă că, de exemplu, în comuna Cornului, peste 100 de șoferi au salariul de 3 ori cât primar. Cred. Nu muncesc nici 15% din ce muncesc eu. Poate muncesc, n-au răspunderea dumneavoastră. N-au răspunderea dumneavoastră. Domnul primar, vă mulțumesc că ați pus invitația noastră. A fost o plăcere să vă auzim, inițiativele pe care le promovați, să vedem Dumnezeu puterea dumneavoastră, să puteți să răzbiți și dumneavoastră să om de cuși prinsip de șmeciur. Se spune că, practic, și copacul ăla când crește, vântul întărește și îl lemnifică. Altfel, dacă nu l-ar bate vântul, ar rămâne subțire ca iarba și la prima adiere de vânt mai mare l-ar rupe. Așa îl întărește. Așa că... Vă spun eu. Da? Vă zic că copacul drept devine scândură. Și copacul strâm coscă să bucură de viață. Să bucură de... Cam în societatea noastră e păcat că trebuie să facem similitudini din vorba asta, că se cam întâmplă lucrurile. Nu, așa e. Se cam întâmplă lucrurile astea. Acum, și este păcat. Având în vedere că pe 1 a fost ziua persoanelor vârstnice, pe 2 a fost ziua zâmbetului și ziua bunicului. Noi trebuie să zâmbim și să ne bucurăm că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu nepoți. Da, eu cel puțin am o nepoțică care, mulțumesc, de dimineața, prima dată, întreabă de Didi. Nu poate spune bunică, îmi spune Didi și la bunică spune Dida. Și noaptea când trebuie să culce, mi-o dă Nora pe telefon și pe video și pupă telefonul, mă pupă pe mine. Da, vă dați seama de te aștept să vin acasă. Astea sunt valorile fundamentale. Da. Astea sunt. Și știi ce? De asta trebuie să ne bucurăm și să vedem că Dumnezeu ne-a dat exact ceea ce avem noi nevoie. Și eu pus și un nume frumos, Victoria. Doamne ajută, Doamne ajută. Vă rog să ne dați multă putere și să vă bucurați de ceea ce este important. Vă bucurați de nepoți, de familie și astea vă dau putere. Da, mulțumesc și ori de câte ori mă mai chemați, eu am zis bine și am să spun dedesuturile muncii din primărie, să nu creadă cineva că este atât de ușor. Nu ci vorbesc cu unii, că eu am văzut cum un partid aurul mergeau și spuneau ce ați mărit salariile la primar, la așa. Deci, în primul rând, când noi am cerut pentru, eu am scris și pot să dovedesc, pentru oamenii de acolo, care cu 2000, 2100, 2200 nu poate să trăiască. Nu poți să-l ții. Și să știți și dumneavoastră că și noi, de exemplu, toate aceste activități și acțiuni care le facem pentru eroi, le facem din buzunarul nostru. Știu. Și să știți dumneavoastră că nu e ușor de făcut, dar
este o mândrie pentru noi. Chiar acum, sâmbătă, sfințim Biserica Catolică din Cornulunci, care este un străjer, ca să spunem așa, chiar făcută la fosta graniță austriacă. E făcută în 1861, pe vremea lui Franz Iosif I. Are o icoană confirmată, pe ea scris Făcătoare de Minuni, din 1864, de la Lemberg. Și în icoana este la altar. Dar acolo, în comuna noastră, cea mai mare personalitate este un sfânt. Se numește Ieremia Valahu, care este născut în 1556 în Sasca Mare, se numea Sasca Veche. Moldova nu avea cursul pe aici, avea pe după Băișești, Cornulunci, pe sub Dumbrava, pe sub Sasca Nouă și mergea pe unde Șomuzu. În toate cronicile, baia era pe malul drept al râului Moldova și nu pe malul stâng. Și prima femeie care s-a așezat acolo a fost o săsoaică, o sască. Da. De-aia s-a numit Sasca. Și în 1556 s-a născut Ieremia Valahu, era de acasă ortodox și îl chema Ioan Stoica. La 18 ani a plecat în Italia, că așa i-a spus mama că acolo e o țară sfântă. Da. A ajuns la 22 de ani, a fost călugărit și a făcut atât de multe minuni încât l-au ținut în altar la loc de cinste. Și acum este adus și stă în catedrala din Onești. Și sunt, cred că mai bine de 15 ani de când a fost readus în România și a trecut și pe la biserica din Cornulunci, din Suceava, da, la catedrala din Baia și la biserica ortodoxă din Sasca Mică, singura biserică ortodoxă unde a intrat. Și el este sărbătorit și de Biserica Catolică, îi spune Ieremia Valahu numele de călugăr, și de Biserica Ortodoxă îi spune Ioan Valahu numele de botez pe 8 da. mai. Și Ioan Valahu este ocrotitorul tuturor emigranților din lume. Și acum sâmbătă se sfințește de statuia și biserica are hramul al doilea Ieremia Valahu. Deci eu de Ioan Valahu știam, nu știam că este din Sasca, dar o să avem ocazia, domnul primar, să ne spuneți mai multe, că vreau să ne spuneți o enciclopedie, domnul. Vă mulțumim mult de tot. Da, plăcere. Pentru cei care ne ascultă, să uite până la proximă ocază să-și iubească țara. Pentru că patria și părinții nu se vorbesc niciodată de rău. Doamne ajută, sănătate și toate lucrurile, domnul primar. Doamne ajută.